Deci o să mai adaug niște desene aici. Pot să le fur de aici, dacă vreau. Dar dacă nu mai am desene, pot să dau o atribuire desene și mai dau de la 4006 la 4010. Și oricum doresc pe lucrare. Când facem un plan de cofraj, trebuie să facem un mic artificiu. Și anume, unul o să fie plan de cofraj propriu-zis. Acum dau denumirile astea numai ca să fie didact, voi le numiți cum doriți. Asta va conține vederea de sub planșeu. După care voi desena într-un alt desen secțiuni rabătute așezate pe planul de cofraj. Bun, momentan o să las pe roșu acesta, plan de cofraj propriu-zis, și o să-mi reprezint, o să-mi las doar parterul. Pot să las parterul și un etaj, asta în general e relevant dacă aveți o structură cu pereți. Trebuie figurat că se continuă cu perete, deci nu să nu apară tăiat. Și într-o astfel situație s-ar activa și etajul. Acum, plan de cofraj propriu-zis. Deci, observați, s-a curățat de planșele celelalte. Ele încă au rămas, nu există, dar există în continuare. Eventual o să fac un plan de cofraj curent, ca să am și grinda aceea, obică să vă arăt cum pun secțiunea rabăsută pe ea. Deci o să fac peste etajul 1. Cum se creează plan de cofraj? Încep de la crearea unei vederi. Și asta știți deja, se creează o vedere de jos. Bun, nu mă mai preocup cu axele acum. După care trebuie să fac o secțiune pe sub și să mă uit în sus. Îi spun creare secțiune. Selectez această vedere. Și eu vreau să mă uit pe sus. Și acum vreau să vă reamintiți de discuția de ieri. Cum se uită arhitectul, cum ne uităm noi. Deci gândiți-vă, dacă arhitectul vine sub grindă și se uită în jos, este diferit față de cum stați și mă uit peste. Deci implicit eu, dacă mă uit de jos în sus, reprezentarea mea ar fi oglindită. Ca să evit lucrul acesta, fiindcă planul de cofraj trebuie să se suprapună cu planul de arhitectură. Și aici este o diferență. Așa este ca și convenție cum reprezint plan de cofraj, o secțiune pe sub nivelul grinzilor. În realitate, planul de cofraj se privește de jos în sus, deci se acățăra muncitorul și se uită în jos și vede cofrajele. Deci ca să, din prima, să nu vă apară clădirea simetrizată, când am ales să creez secțiunea, înainte de a indica de unde mă uit, este aici o opțiune, vedere sub planșeu, nu, și fac click și zic da. Mă uit de jos și acum secționez sub nivelul celei mai joase grinzi. Fiindcă dacă selecționez peste o grindă, o să-mi apară grinda hașurată și o să cred că e perete acolo. Fac un click aici, prin al doilea click îi spun cât de sus mă duc, pot să mă duc oricât de sus, dau Escape și acum îmi poziționez rezultatul. Aparent, cam seamănă cu cei pe aici. Dau un Escape. Acum o să-mi pună niște axe pe o direcție. Ca să am axele și pe direcția cealaltă, trebuie să le adaug în vedere. Și oricum o să mă intereseze 1 la 50 planul de cofraj. O să scriu un tip plan cofraj că etaj curent sau etaj 1. După care o să adaug axele și pe direcția cealaltă cu funcția aceasta, axe automat în vedere. Indic un ax, să zic axul 1. Fac click în care vedere, pe această vedere și mă extind în partea cealaltă și îmi completează cu axe. Se poate roti textul din ele, nu mă preocup acum cu ele. Deci asta ar fi o vedere pe sub. Acum următoarea mișcare va fi să identific golurile. În realitate sunt foarte multe goluri, adică gândiți-vă, sunt toate golurile de instalații, golul de la scară, sau eu acum nu am cum să-mi dau seama, dacă n-aș fi făcut eu proiectul, că aici nu e placă. Bun, cum se face lucrul ăsta? Deci fac acum dublu click pe vedere și o să fac un mic artificiu ca să-mi identific golurile. Mă duc în definiții și voi activa suprafață pixel din texturi, umpluturi și culori. O să-i dau OK și OK. Și atunci el îmi umple cu finisaj, să zic, deci îmi umple cu beton, tot ce se vede ca beton. Deci nu ce-i hașură, ce-i secționat îmi apare cu hașură. Dar când văd betonul, deci văd practic fața betonului, mi-a pus această textură. Și atunci identific ușor golurile
Și o să-mi fac acea simbolistică de gol ca la 2D, cu funcția umplutură din modulul general, să nu am contul automat activat. Îmi figurez aici un simbol specific de gol. O să mai ajustez pe urmă să fie eventual mai subțire treaba asta. O să fac dublu clic să preiau stilul ăsta de umplutură și aici ori spun gol, ori scriu gol, ori fac și aici un mic simbol să se înțeleagă că aici nu e placă. Fiindcă pe planșă nu o să mai pun cu texturi, ca să se înțeleagă. Costa mai mult plotare și nu se face așa. Mai ajustez aici. Deci am terminat cu golurile, deci nu o să mai am nevoie de această reprezentare. Elimin suprafețele. Bun. În continuare, trebuie să mai pun niște cote de cofraj. Deci aici sunt cote duse la exterior. Dar am nevoie să mai pun și niște cote intermediare. Există un sistem automat de cotare pe care îl găsesc în funcția cotare. Acest sistem numit cotare automată funcționează pe elementele 3D. Deci nu pot să fac cotare automată direct pe cofraj, fac pe elementele 3D și mut cotele peste. Și spun așa, cotare automată. Și ce înseamnă această cotare automată? Îmi lansează o linie și cotează tot ce prinde. Da. Prin ce punct? Pe aici. Dacă merg pe direcție orizontală, o să las unghiul de 0 și confirm prin Enter. Fac un click pe unde trece linia de secțiune, un click unde ajung cu ea. Dau Escape și Escape. Și a cotat elementul. Similar o să fac pe direcția cealaltă. Pot să zic, de exemplu, aici un click. Faptul că merg vertical indic prin 90 de grade. Pe aici a trecut secțiunea până aici. Dau Escape, Escape. Ok. O să las doar astea ca să le aduc pe plan. Bine, să mai fac una aici prin dreptul golului, cotare automată, clic pe unde trece linia de cotă, după care o să-i spun 0 grade, confirm prin Enter, clic pe unde începe linia, clic unde se termină, Escape, Escape. Toate cotele astea vreau să le mut apoi peste cofraj și fac asta zicând mutare elemente, filtru după element, cotare. Selectez placa, mă iau de exemplu de intersecția asta de ax și o poziționez și aici. Aici nu am axele în sus, că nu au fost introduse inițial în sus. Ca să le am și în sus, le pot introduce cu axe automat în vedere. Indic axul, clic pe vedere și duc în sus și axul acesta. A, bine, trebuie un ax mai lung, să zic asta. Un ax în care intersectez mai mult stele. Ok. Bun, deci mi-am adus câteva cote de cofraj. Desigur, voi trebuie să faceți o identificare. Din păcate nu face programul automat identificarea. O facem noi. Pot să iau după filtre să văd unde sunt stâlpi la fel, să-mi identific că am același stâlp și trebuie să marchez S1, S2. De ce? Ca după aia să pot asocia cu planurile de armare. Să zic armare stâlp S1, armare stâlp S2, să nu mă chinui foarte mult. Și textele astea deja e un pic 2D, nefiind chiar automat. Zic S1. Și să zic că nu mai țin minte ce dimensiune avea stâlpul. Pot să dau click dreapta pe stâlp. Îi zic descriere și știe programul ce dimensiuni. Mă duc aici în atribute. Și îmi scrie toate dimensiunile. Pot să bifez ce atribute mă interesau. De exemplu, grosimea și înălțimea. De fapt, nu înălțimea, grosimea și acest element. Și calitatea beton nu mă interesează, o debifez. Eticheta se poate face și mai mică, dar îmi zice că în stâlp 0,5 cu 0,5, dați multe zecimale, se pot configura niște etichete mai inteligente, adică să stabilesc eu un mod de afișare a lor, dar general nu mă preocup așa cu partea aceasta. Scriu S1, am văzut că e 50 cu 50 și o să-i scriu dedesubt 50 cu 50 și întregul text ăsta să fie mai micuț, să fie un 2,5 mm. Astea mari le scot, îmi pun indicator. Indicatorul se găsește la funcția text și e bine să-l fac o linie mai subțirică, în 0,13.
Ăsta va fi un stâlp tip S1. Acum poate e prea devreme să stabilim dacă armarea stâlpului S1 coincide cu acesta. Chiar dacă au aceeași secțiune, o să apară probleme cu acoperii, cum vin grinzile. În noci s-ar putea să fie diferite. Momentan nu se lasă așa S1 și poate să mai veni ulterior să schimbe etichete. E mai mult ce vreau să vă arăt că partea pe care o făceați în AutoCAD sau cere identificarea lor, se face, fiindcă avem toate funcțiile 2D. Deci și la grinda aceasta pot să-i spun că este grindă longitudinală, exact cum e scris la tablă GL, și nu mai știu, era 30, 60. Și pot să-l introduc și într-o cutie, bifând ABC-ul acesta, OK, și apoi îmi copiez asta pe unele grinzi. Dacă vreau să zic grindă marginală sau vreau să găsesc o altă identificare, pot să scriu orice, că practic partea asta de detaliere e destul de 2D. Bun. Dacă am alte cote de dat, pot să fac cu cotare obișnuită, nu mă oprește programul să cotez ca în AutoCAD. Ce mi-oferă programul în mod clar este reprezentarea elementelor să fie corectă. Cu cote pot să intervin și să dau cotele minim necesare pentru detaliere. Deci nu trebuie să las planșele să explodeze de cote, că nu fac, îi chinui pe cei de pe șantier și... Deci v-am dat să vă arăt că putem pune cote. Acum, vreau să punem secțiunile rabătute, că asta face mai special planul ăsta de cofraj față ce v-am arătat până acum. Pun și scara, o scriu de mână. Și o să punem pe roșu secțiuni rabătute așezate pe planul de cofraj. Deci pe roșu înseamnă că acum creez elemente noi. Și o să-mi generez secțiuni prin acest plan de cofraj. Pentru asta o să utilizez funcția creare secțiune. Îmi selectez acest cofraj și să zic că încep cu o secțiune văzută de jos, deci să secționez întâi grinzile transversale. Fac un clic pe unde vreau să secționez și un clic să marchez adâncimea. Și o să îmi pun reprezentarea acesteia fix peste linia aceasta de cot. După care am un pic de prelucrat la această cotă, deci la această vedere, să fac dublu clic pe ea. Și să intru în setările ei, să dezactivez reprezentarea liniei de secțiune și să activez un corp de secțiune, care vă explic imediat cum îl utilizăm sau ce reprezintă. Deci cutia asta galbenă, care nu este la plotare, la ce se referă? Uitați, apare și pe modelul 3D și se vede și în izometrie. Pentru că am creat această vedere asociativă, i-am spus că eu mă uit de aici încolo și văd ce este în această cutiuță. Deci eu când v-am zis că marcăm un plan, primul punct și al doilea în diagonală, de fapt i-am desenat un paralelepiped ce are implicit înălțimea celui mai înalt element, adică în cazul ăsta este cât stâlpul. Pot să mai scurtez această reprezentare fac clic pe ea și o mai scurtez un pic. Și oricum, chenarul ăsta nu o să iasă la plotare. Bun. În continuare, deci am muncit destul de mult la prima, o să pun și cote de nivel. Să-i spun aici, cotare vedere, cote de nivel și fac un click. O, bine, să activez nu doar generale, ci și elemente 3D de arhitectură. Nu trebuie toate cotele, le șterg pe astea. Restul se calculează. Ok. Bun. Partea cu adevărat interesantă va fi cum adaptez detaliul la toate. Deci nu o să mă pun să copiez detaliul ăsta, ci mă duc pe modelul 3D unde este cutiuța asta. Fiindcă uitați ce se întâmplă când am înroșit-o pe asta, s-a selectat și asta. Dacă eu acum mă pun să copiez corpul acesta de secțiune galben, deci cel de pe arhitectură, l-am copiat aici, când mă uit, o să fie L. Fiindcă asta vede, nu mai are placă pe aici. La fel o să fac cu vecina ei.
Deci copiez scopul de secțiune aici. E T. Copiez scopul de secțiune aici. E L pe partea aceasta. Deci el știe lucrurile acestea. Ok. Desigur, trebuie să rulez și cotarea automată a lor, fiindcă opțiunea cu care doresc să lucrați cu toții la vedere asociativă este să nu existe actualizare automată la cote. Aparent sună foarte bine să se actualizeze automat cotele, dar în realitate și din lucru apar niște probleme, în sensul că dacă schimb scara, el îmi reface cotarea pe scara respectivă și eu o să am scări diferite pe planșele mele de armări, se fac la scări diferite. Și ca să nu mi actualizeze cotele date la o scară, la orice scară intermediară, prefer să nu fie activată și eu pot să-mi selectez frumos toate acestea și mă reface cotarea. Deci vedeți, asta e de 25. Știa el că e de 25. Eu nu mai țineam minte asta. 30, 25. Sau așa am făcut modelul 3D. Sau așa l-a făcut un coleg, că aici vine treaba. Deci puteți primi clădirea și să aveți doar să o detaliați. Copiere. Selectez corpurile acestea cu totul și le duc și aici. Și acum am și aici reprezentarea corectă. Mai copiez un corp și pe bucățica asta. Și se vede că nu am plac. Bun, momentan nu se văd negrite. O să vă explic imediat de ce. De fapt, am mai explicat cu stilul de reprezentare. Vreau să mai fac o secțiune prin această grindă înclinată. Ce anume? Exact, fac cu unghiul, zic creare secțiune, selectez elementul, voi schimba unghiul, că nu mă avantajează unghiurile astea, definire, fac click pe unghiul acesta și zic de unde mă uit. Și îmi secționez pe aici, ca să-mi poziționez reprezentarea la acel unghi, trebuie să, în partea asta, să scriu unghiul din fereastră, cu 0,9. Bine, cu 90 minus valoarea. No. Deci este 90 plus 43,09. Invers. A fost 80 minus. Deci, de fapt, era unghiul. Da, haideți să mai facem o dată. Creare secțiune. Mă uit de aici, că problema e că trebuie să întorc cu 90 față de cum am creat secțiunea. Ok. Sau am și varianta să poziționez vederea și să-i dau o rotire, să nu mă mai preocup atâta cu unghiurile. Important este ca această primă secțiune să fie așezată exact pe unde a trecut linia de secțiune, că altfel el îmi reprezintă ce este mai încolo. Ok. Grinda asta nu știu dacă are setare să fie de beton armat. Da, este. Ok. O să dezactivez liniuța aceea, reprezentare linie. Ok. Și pot să pun și pe aceasta cote de nivel, cotare automată, clic pe ea. Și îmi elimin cotele suplimentare de nivel cu funcția ștergere. Ok. Ele de ce nu se văd încă negrite? Pentru că nu trebuie, voi face un artificiu, adică din punctul de vedere al programului, ea este o secțiune de beton. Eu am zis că betonul, pe definiție scară, e hașurat. Dacă îl comut aici pe plan de cofraj, o să-mi arate negrit. Dar uitați, mi-a negrit și stâlpii. Deci, ăsta este motivul pentru care eu am separat. Deci am dorit ca secțiunile rabătute să fie pe un alt desen, fiindcă pe planul de plotare o să-mi aduc două desene. Planul de cofraj propriu-zis și secțiunile rabătute. Și o să-i spun planul de cofraj să-mi îl reprezinte cu definiție scară, secțiunile rabătute cu desenul de tip plan cofraj. Cum facem setările astea ca să-mi arate hașurat, să-mi arate negrit? Se face dublu clic dreapta pe spațiul de lucru, definiții format, gestiune stil, linii, stil, suprafețe, tipuri de reprezentare. Asta se face o singură dată pe alt plan, nu pe proiect. Și aici pot să zic cum să-mi reprezinte. Deci la planul de cofraj am ales să fie
cu negru, la plan de armare să fie orice de bifat. Deci o să vedeți că ce am aici este un ansamblu de hașuri, motive și umpluturi. Îmi stabilesc odată definițiile și cu astea lucrez în toate proiectele. Bun, vreau să fac și pe direcția cealaltă. Deci eu pot adapta, dacă am același unghi de vizualizare, pot să adaptez secțiunea rabătută. Nu are logică să iau ăsta și să-l pun aici, fiindcă este o vedere din față, o să-mi fac o bucățică de elevație. Spun creare secțiune, similar cum am creat-o pe prima, o selectez acum din dreapta. Îmi secționez, să zic aici, pot să lucrez din coordonate dacă vreau T-ul să fie egal. Mai puțin, creare secțiune, deci a reprezentat așa. Mă uit dinspre dreapta și o să secționez. A, da. Nu, aici este 0. Ia să iau grinda asta. Ghi de nou. Nu, 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 nu. Prima dată fac secțiunea exact peste. Nu, asta e subdiviziunea ale cercului. Ciudat că și ea sub un anumit unghi, dar nu prea înțeleg de ce. Deci, într-adevăr, dacă aș face pe vederea asta, ia să testez aici. Aici este reprezentarea pe care o doream. Dar totuși e ciudat de ce pe plan de cofraj ar arăta sub un anumit unghi. Acum văd că e cum trebuie. Pun 90 de grade ca și poziționare. Deci pe plan de cofraj ne uităm de la dreapta la stânga. Așa se va citi planșa. O ajustez un pic, în sensul că îi șterg cotele de nivel nedorite. Îi ascund linia de secțiune și activez corpul de secțiune. Îi fac cotarea automată a vederii. Și eventual mai micșorez adâncimea corpului acesta de secțiune ca să nu mă încurce vizual. Galbenul e o construcție de ajutor, nu o să fie pe plotare. Și acum, odată ce o am pe asta, pe care pot să o mai adaptez, să nu fie chiar atât de mare, că după aia mă încurcă când fac în câmp, că văd D-ul foarte mare. Bine, nu cu mutare, ci copiere. Okay. Și acum recotez aceste vederi puse ca să fiu sigur că sunt cele cotele reale. Bucățica aceea intră un pic și peste grinda cea înclinată și atunci pot să mai reduc aici, să ascund, să nu văd atât de profund. Deci acum sunt secțiunile acestea, sunt cotate. O să fac planul de cofraj propriu-zis. Cum se fac planșele în alt plan? Planșele se fac similar AutoCAD-ului, dar nu știu câți dintre dumneavoastră lucrați așa cum trebuie în AutoCAD, adică planșele să le asamblați în layout. Lucrează cineva așa? Da. Dumneavoastră lucrați așa? Nu. Totul pe model. Bun. AutoCAD-ul are și el. Ok. E de obișnuință. Bun. De ce există sistemul ăla în AutoCAD? Asta e doar o paranteză. Se poate desena totul 1 la 1 în AutoCAD. Și pe layout se facă cotare. Da, ideea ar fi ca să nu mai facem model scalate obiectele. Deci le pot face cu cote asociative, annotative se numesc, și se cotează direct în layout. Dar asta e o altă discuție. În orice caz, în alt plan lucrăm cu layout-uri. Ca să ajungem în zona de layout-uri, avem acest buton numit prelucrare plan. Și aici îmi deschide o foaie de hârtie. Dacă fac dublu clic pe spațiu de lucru, este un fel de deschidere fișier, dar la nivel de planșe.
Deci aici o să găsesc planșele, implicit sunt toate planurile, dar eu am învățat pe oameni să lucreze mai ordonat, cum ne-au zis și nemții, adică să-mi fac o ierarhie, niște mape în care pun aceste planșe, că sunt foarte multe planșe la o clădire. Îi zic introducere nivel structură și aici pot la fel să zic DTAC și mai fac un folder mare PT. Și să zic în PT să mai introduc acum. Pot să mai introduc nivel structură, adică să fac un folder în folder, să zic cofraje. Și un alt folder va fi armare. În cofraje o să aduc, zic, atribuire planul și să zic de la 1 la 5. 1 minus 5. Am aceste planșe și pe prima planșă o să o numesc plan cofraj etajul. Ok, închidere. Acum îmi aranjez foaia de hârtie, îi spun definire pagină. Îmi aleg blatul de hârtie, să zic un A2. Dacă mie nu-mi convine sau vreau un A2 extins, nu mă oprește nimeni să umblu aici la dimensiuni. Înălțimea să o respectați, ca să se seteze rola corectă la plotter. După care o să aleg aici chenar și pot să aleg mai multe. Chenar cu 2 cm pentru un dosarier, sau de 2,5 cm și am aici grosim de linii pentru aceste linii ale chenarului. Da, închidere, o să-mi scrie dimensiunea foii de hârtie, deși dacă ar fi una custom, e scris acolo, versiunea programului. Pot să pun cartuș. Pentru cartuș trebuie salvat în bibliotecă cartușul vostru, pe poziția 7 sau 8. E un tutorial pe care să vi-l atașez cum vă faceți propriul cartuș. Momentan o să iau ceva din biblioteca lui, mă duc pe descriere și o să zic aici un cartuș tipic de al lui. Hai zic ăsta, cartuș 1. Și el o să-mi facă un cartuș, se poate crea un cartuș inteligent personalizat, în sensul că anumite elemente să le citească automat din proiect, să nu stau de fiecare dată să tastez sau să uit să înlocuiesc numărul planșii. Deci numărul planș și eu citește automat, din că este prima planșă, data o pune, număr proiect, asta e ceva intern, proiectul 50 pe 2016. Scara, la fel, trebuie să o menționez că pot să am diferite scări, iar asta este numele proiectului. Eu pot să fac și un cartuș 2D din DVG să-l pun aici, desigur. Îi dau închidere. Și abia acum o să-mi aduc elemente din model pe layout-ul acesta. Îi spun element plan. Îmi aleg această structurică, acest buton cu casă, structură de clădire. Și aici am acces la structura de clădire. Prima dată este jumătatea din stânga structurii de clădire. Și în partea dreaptă am efectiv unde am făcut planșele. Nu am nevoie să aduc modelul 3D, am nevoie doar de cele două planuri. Le dau OK. Le pun undeva aici. Asta e și prima vedere. Și aici am aceste reprezentări. Momentan nimic spectaculos, se vede exact ca în partea de model. Ce o să-i fac însă, o să fie să oblig să fie totul pe culoare neagră și vreau să mai oblig această definiție inteligentă ca secțiunile rabătate să fie de tip plan cofraj. Cum fac lucrul acesta? Merg în listare elemente plan, tot. Mi-arată ce planșe sunt deschise. Și aici o să impun o culoare neagră și o să mai spun la tip reprezentare pentru secțiunile rabătute, o să aleg plan cofraj și dau OK. Și atunci o să observați că secțiunile rabătute sunt negrite și celelalte elementele verticale secționate sunt hașurate. Mai vine o observație. Observați că cumva știu programul să-mi îngroașe elementele verticale secționate. Știu să-mi facă stâlpii mai groși și dacă aveam pereți la fel față de grinzi. Cum facem, cum controlăm grosimea de linii? O să revin aici la în partea de desen. Fac dublu clic pe vedere asociative și aici în definiții pot să controlez grosimea muchiilor vizibile. Deci de ce fac lucrul acesta? Gândiți-vă că dacă am de făcut plan de armare placă, cofrajul se face cu o linie subțire și armătura cu linie groasă. Pe plan de cofraj, cofrajul cu linie groasă ca să se diferențieze clar față de cote. Și atunci aici se suprascriu definițiile în această reprezentare pentru toate elementele. Și avem muchiile vizibile, am zis 0,35. Și mai avem aici în zona de opțiuni o setare în care spun
muchii elemente secționate cu linie groasă. Deci tot ce este secționat îl face cu linie mai groasă. Și atunci stâlpii pereții vă sunt reprezentați cu linie mai groasă. Îi dăm OK. Revin acum în layout. Și de aici o să-mi decupez cât mă interesează. Nu mă interesează asta. Asta m-a ajutat ca să-l fac pe asta. Fereastră plan, un fel de viewport, din elemente existente. Selectez cele două elemente. Îmi marchez cât am nevoie. Dau escape. O să-i zic mutare. Și aici o să mai fac niște ajustări. Pot să fac ajustările în planșă, deci să mai trag de axele astea să nu-mi sară din foaie. Pot să mă revin la desen. Și cu modificare puncte, retrag axul ăsta, că pe acolo venea cartușul. Le retrag și pe astea, ca să nu mai sară de pe hârtie. Evident, tot ce am lucrat acolo se actualizează și în zona asta. Dacă am de adăugat note sau detalii tip din... Să-l scot și cota asta. Pot să fac în layout orice construcție 2D. Deci aici în 2D pot să fac o cutiuță. Zic undeva pe aici. Zic note. Aici o să spun date amplasament sau orice note legate, acoperit cu beton. De ce? A, G, ce doriți? Bun, asta ar fi o variantă ca în AutoCAD. Eu vă arăt acum una mai deșteaptă, în care notele le puneți într-un Word extern și prin inserare de obiecte OLE, Object Linking and Editing, el le poate citi dinamic din exterior, ați modificat în exterior Word-ul, s-a actualizat și aici. Să mă duc în folderul vostru cu Brașov. Ia să fac aici un Word. Cred că Word știți cu toții. Să lucrați în el. Note. Avantajul Word-ului este că fac ce formatare doresc. Pun poze. Foarte bine. Ok, salvez notele astea și acum ca să le aduc aici îi spun introducere, obiect, create from file, că asta e de Microsoft, nu putea fi tradusă. Aleg note cu link, asta înseamnă că e legată cu actualizările. Aici pot să poziționez rezultatul. Dacă vreau să schimb ceva, pot să fac dublu click, îl deschid în Word. Ei, face și AutoCAD. Nu, este OLE, Object Linking and Editing, suportat de Microsoft și pot să dau actualizare legături și el îmi citește definițiile. Ok. Bun. Așa. O să, ca să scot planșa, pot să-i dau fișier, export, fișier AutoCAD. De fapt, nu, export PDF și apoi vă arăt și în AutoCAD. PDF vă recomand că oriunde v-ați duce, au PDF și
Mai e un avantaj că exact cum se vede în PDF, așa este la imprimare și plotărul știe ce foaie să-și aleagă. Deci merg acum la... Să pun ca să am, nu-mi umplu desktop-ul. Proiecte, da? Asta zic cu deschiderea fișierului cu aplicație, cu layere. Ok. Și acesta este planul de cofraj. Layerele apar aici. Avem partea de ce am adăugat peste cote generale, fiindcă aici, da, bine, nu sunt pe grinzi. Practic, ce în model e pus pe layer de grinzi de. Îți vă arăt în AutoCAD. Deci, când export în AutoCAD, o să am în layout planșa și în model desenul. Tot ce e în partea de desen, de modelare 3D, este pus pe layer. Partea asta este doar o reprezentare, deci nu va fi pe layer. Okay. Ca să export în AutoCAD, îi zic fișier export, export fișier AutoCAD. Îmi aleg ce planșe, am una singură momentan. Aici sunt câteva setări, o să le discutăm, nu le discutăm acum, o să le discutăm la partea de import, când luăm tema de arhitectură și desenăm peste. Pot să aleg ce vreau să export, o să las implicit 2D, pot să aleg drawing unit-ul în ce vrea cel care a cerut în AutoCAD, în centimetri, în metri, cât să fie drawing unit-ul. Îi dau OK, save și OK. Îmi convertește mai multe desene. Acum pot să deschid în AutoCAD. Asta cred că da, e un chenar, se mai poate scoate un chenar care nu e la plotare. În model există și layer-le. Bine, momentan ce am exportat, n-am exportat și modelul 3D, sunt doar aceste reprezentări. Acum, ca să pot exporta în DVG fără nicio, să fie absolut identic ca PDF-ul, trebuie să-l salvez în, să import PDF-ul în alt plan, el îl identifică vectorii și atunci îl voi exporta în DVG și o să se vadă identic. Asta am să vă arăt cum facem planșa cu grinda, unde am și scări diferite, să fie mai interesantă acea planșă. Ok, o să revin acum la partea de prelucrare plan. Și aș vrea să lucrăm un pic împreună o treabă foarte importantă, să mă asigur că știți să scoateți listele de cantități și să faceți un PDF 3D. E ceva deosebit de simplu, dar foarte important. Dezactivez planșe, voi nici nu le aveți, nu e nicio problemă. Vreau să ne activăm toată clădirea. Un desen va trebui să fie pe roșu, oricare dintre ele. Și avem modelul 3D. Eventual activați vreo 2 plus 1 animație. Asta e modelul 3D. Asta e vederea în plan, asta e elevație. Bun, ați făcut operațiunea aceea să punem totul beton armat și pe lucrări. Am făcut când am schimbat stilul de suprafață. Deci dacă ați făcut operațiunea, o să trăiască să aveți ca la mine. Dacă nu, înseamnă că ați scăpat niște aspecte. Mergem acum în arhitectură și avem rapoarte. La rapoarte o să mergem în birou. Ce e diferit așa? Nu, nu în birou, în standard. Dați-i pe standard. Intrăm pe lucrări. Beton și beton armat. Și o să alegem prima listă. Beton și beton armat. Și acum putem selecta, mă întreabă ce listați, selectez
bucata de clădire care mă interesează sau o selectez pe toată. Pentru ce selectez îmi dă cantități. Deci dacă ceva e pe gri, nu selectează, nu-l măsoară. Selectez aici clădirea. Dacă aveți SSD, lucrează mai greu. Dacă nu, mai așteptați un pic. Deci aici îmi dă un extras pe fiecare etaj pentru grinzi. Îmi dă dimensiunile desenate de mine, adică grindă îmi ia ca volum de beton până sub plac. Restul sunt până la plac. Și aici, ca o antemăsurătoare, vă arată cum a ajuns la volumul respectiv. Îmi face un total pentru grinzi pe fiecare nivel. La fel pentru placă, deci puteți derula cu rotița. Vedeți aici cum a calculat betonul din placă. Stâlpii. Grinzi. Bun, lista asta o puteți exporta în PDF, în Word sau în Excel. Deci pot să o zic export Excel. Și o puneți undeva, să știți de ea. Și ea o să fie acum în Excel. Celulele sunt puse inteligent, adică pot să mai editez, pot să pun formule, pot să pun preț. Și am acest raport cu, a zic, o antemăsurătoare a cantității de beton. Vedeți și la grindă, grinda mai specială a făcut-o. E împărțit pe etaje ca așa vă cere constructorul. Vrea și cantitate generală, dar vrea pe etaj să știe cât beton să-și comande, câte autobetoniere să aducă în șantier. Ok. Bun, similar, acum vreau să scoatem și alte liste, deci o să închidem raportul acesta. Rapoarte. Mai există o listă de beton și beton armat. Primul nu face suma pe toate etajele la sfârșit. Ăsta al doilea o face. Bine, că în Excel nu-i mare lucru să facem o sumă între etaje. Deci există și un alt șablon de listă de beton. I-am zis din nou rapoarte și aleg pe al doilea, beton și beton armat. O să dau butonul ăsta tot și îmi dă tot ce e selectabil în desenul activ. E similar lista. Dar la final de tot pot să sar pe ultima pagină, îmi dă și volumul total, câți metri cubi de beton sunt pe clădire, o pot exporta în Excel și să mai aplic o rotunjire. Dar atenție cu rotunjirile, că s-a schimbat legea 10 și cam până în 3% trebuie date cantitățile acestea în antemăsurătoare să coincidă cu cele de pe plan, cu cei desenat pe plan. Pierderile și le face cel care a făcut devizul sau cel care face oferta pentru execuții. Dar cantitățile astea cam trebuie să se pupe cu cei desenat. Că mulți constructori se supără când văd treaba asta, zic că dă prea exact. Dar asta trebuie să știm de la ce plecăm măcar și o mai rotunjim. Bun. Alte rapoarte. Putem scoate cofraje de goluri pereți, dar nu avem așa ceva. N-am pus ferestre uși, asta o să vă arăt mine. Să zicem cofraj goluri planșee, fiindcă trebuie cofrat interiorul golului. Selectăm clădirea și vedem feliuțele astea, deci dreptunghiurile astea. Și el îmi face și un panotaj general, adică nu îmi discretizează, dar îmi zice așa, cam ce zone se acoperă. Deci am 1, 2, 3, 4, îmi dă dimensiunile cofrajului pentru golurile de planșeu. Ok, deci în metri pătrați, voi veni la rapoarte să cerem un raport pentru grinzi, selectăm toată clădirea. Și acum am dat cofrajele pentru grinzi. Deci observați că sunt trei fețe.
Încă încofrează fundul grinzii și lateralele până în dreptul plăcii. Deci îmi face o schiță de cofraj care îl ajută pe dulgher. Adică gândiți-vă că dacă ne punem acum să listăm rapoartele astea de Alplan, puteți să-i dați 100 de pagini, dați o carte cu antemăsurătoare. Și se vede că ați muncit, că nu ca cineva care le-a făcut într-un Excel. Dați așa să fie documentația acolo. Bun, deci aveți aici toate dimensiunile, nu știți de la ce grindă e asta, dacă fac click pe poză, mă trimite și mi-arată, vezi că asta e grinda. Și pot să revin aici, din Windows, pe raport, să mai definez. Uite, aici, bine, e mai greu de citit, sunt dimensiunile scrise, ca să cofreze grinda aia mai complicată. Deci erau aceeași marcă, dar aveau număr diferit. O să ajungem și la armare, să vedem cum face optimizarea asta. Ok. Deci cam așa se scot cofrajele pentru grinzi. Rapoarte, pot să scot acum cofraje, pereți, stâlpi, sâmburi, perete, tot. Și aici sunt cofrajele de la stâlpi, deci suprafețele laterale ale stâlpului. Sub stâlp nu punem nimic, doar fețele laterale. Era un coleg care comenta ieri că, păi și de ce să, ce facem cu bucățica aia? Păi așa se cofrează, deci uitați cum vine grinda, e ieșită, atunci cofrez doar bucățica aceea, nu trebuie la cantitate. Deci se vede că fețele astea sunt tăiate după grinzi. Asta e un stâlp circular pe care l-a discretizat în poligoane și suma feliilor ar fi suprafața de cofrare. Și inclusiv orice listă o putem exporta în Excel, în Word, să o mai prelucrăm dacă vrem. Sau să vin la ultima pagină și vedem cantitatea totală. Bun, rest, să zicem și planșee, cofraje planșee, vedere inferioară, tot. Și aici avem cofrajul pe ochiuri de placă, adică exact fundul plăcii, ce vine între ochiurile, între grinzi. Ok, și avem metri pătrați total. Bun. Suplimentar, deci noi am fi putut de ieri să vă arăt, dar eram presat de timp să vă arăt treaba asta. Deci puteam să nu trasez, să fac nicio planșă și deja să am un ordin de mărime, să zic pe bază experienței sau unui calcul, să știu cam care sunt dimensiunile elementelor structurale și să am deja să-i dau beneficiarului. Deci într-o zi să-i dau niște cantități și modelul 3D să-l vadă și el la el acasă, fără să fie auzit de nemece. Cum facem lucrul acesta? Deci pe lângă rapoartele alea care puteam să le îmbulzesc să-mi iasă toate paginile acelea, pot să export modelul acesta. Deci mărim fereastra de animație. Și acum depinde de ce plăci video aveți, se poate face și pe model randat, adică la în loc de animație aici, să-i spun render real time, RT. Și atunci o să-l facă și mai realistic, din punct de vedere al umbrelor, al reprezentărilor, dacă e prea întunecat prin acest slider, s-ar putea să înceapă să forjeze laptopurile voastre, fiindcă partea de render este pune la lucru toate nucleele. De la un i7, toate 8 fac o operațiune. Bun, dacă nu interesează foarte mult partea de render, desigur, e interesantă, pot să dau, de exemplu, click dreapta, mediu. Aici doar mă joc, nu trebuie neapărat să mă urmăriți, dar se poate alege să fie un cer fizic, în loc de o culoare albastră, să-i zic cer fizic,
și să mi aleg unde să fie soarele, să văd cum arată structura mea dimineața, să văd cum arată structura seara. Pare o chestie care nu are nicio importanță. Dar gândiți-vă că beneficiarul e un om care nu are treabă cu construcțiile, de multe ori. Și dați ceva frumos și zice, wow, ce frumos. Și apoi vine unul cu AutoCAD cu niște planșe. Deci, oh, da, asta înțelege și el, deci. Gândiți-vă ca om că impactul e mare și produsul ăsta îl faceți imediat. Deci, imediat ce ați terminat 3D-ul, aveți cantitățile pe ce ați desenat și acest model. Cum îl facem, cum îl dăm beneficiarului să poată să se joace și el, să-l rotească? Pur și simplu facem un click dreapta pe spațiul acesta și îi spun export date 3D și avem diferite formate. Pot în Cinema 4D, în VRML, în DAE, în diverse formate. Pot să export în PDF 3D și ăsta sigur îl accesează. Pot să-l pun în SketchUp, pot să-l pun în Rhino sau în alte formate. O să-i spun export PDF 3D. Dau pe puncte puncte și îmi stabilesc unde să duc PDF-ul 3D. Deci mai lucru n-am ce să vă învăț, decât clic dreapta, export date 3D, PDF 3D și unde să-l salvăm. Și zic model 3D. Îi dau OK. O să opresc renderul să nu mai obosească calculatorul, îi zic aici animație. Și acum revin la PDF-ul 3D. Deci ăsta e un PDF 3D. Ce știe un PDF 3D să facă? Deci la prima vedere e doar o poză izometrică. Dar aveți posibilitatea, îmi spune, faceți click pentru activare. Faceți click. Acum au pus ei de la Adobe o protecție. Au pus și virus în PDF 3D. În orice caz, îi spunem opțiuni, se acordă încredere în acest document. Pentru totdeauna, eu știu. Și după ce ați dat acel click, programul reface modelul 3D, dar acum nu mai întreabă cu alt plan. Deci PDF-ul 3D l-a scris beneficiarului. Beneficiarul are aplicația, că e reader-ul, deci nu e Adobe Acrobat profesional care costă, e reader-ul care este gratuit. Da, numai că stâlpii sunt prea opaci. Haideți să, dacă aveți doar plăcile, o să facem o mică operațiune. El face foarte transparent betonul când îl duc în PDF 3D și ar trebui... Nu se văd stâlpii, nu? Este prea transparent, de aceea. Haideți să facem o mică operațiune ca să se vadă complet. Operațiunea va fi așa, să mergem în arhitectură, să dăm modificare proprietăți elemente de arhitectură. Da, și dăm modificare proprietăți elemente de arhitectură. Aici o să bifăm suprafață și o să alegem betonul ăsta care a ieșit. Primul beton, că ăsta e opac. Îi dau OK, selectez toată clădirea și dau aplicare sau click drept. Deci la suprafață de animație aleg un beton care nu e primul beton, să zic, al doilea, a doua e la cup. Nu mai spune ciment, că e corect. Ok. Și mai exportăm o dată PDF-ul 3D. Nu mai fac niciun render, îl export direct. Dau click dreapta, export date 3D. Export PDF 3D și îl pun tot acolo. Bun. Și facem acel click și acum o să avem toate elementele. La ce ne ajută un PDF 3D? Sunt aici mai multe opțiuni de navigare. La rotire e cel mai prost. Alegeți învârtire. Deci la săgetuța asta poți să aleg niște instrumente, cum ar fi învârtire și atunci e canal plan. Deci modelul ăsta 3D îl vede și beneficiarul. Poate selecta un element. Desigur, dacă mă fură betonul ăsta, adică aici nu prea se vede că e secțiunea în formă de C.
Pot să schimb reprezentarea. Deci aici la cubul ăsta cu un pătrat verde, pot să-i zic ilustrație. Și atunci e mai clar un pic. Deci pot să-l rotesc, pot să ascund. De exemplu, dacă nu văd de placa asta de sus și vreau să o închid, pot să activez acest arbore model. E un buton aici. Și aici să-mi dezactivez ce am selectat. Adică dacă îl selectez pe ăsta, am practic un navigator de obiecte 3D. Și îl debifez. Și atunci mi-a dispărut placa. Și văd ce vine pe aici. Mai mult decât atât, putem crea secțiuni prin el. Dacă aveți ultima versiune de Reader, acest comutare, secțiune transversală, faceți click, îmi permite, dacă intru și în proprietăți, să-mi creez secțiuni, adică pot să fac așa decalajul ăsta, ca și cum s-ar construi clădire. Nu, dacă pui pe ilustrație, nu contează beton. Păi ai o săgetuță aici, micuță, proprietăți. Secțiunea aceasta se poate face pe orice ax. Deci poate fi pe Z sau pot să comut pe Y, de exemplu, și să studiez așa modelul pe Y. Desigur, se poate face și decalat, să secționați sub un anumit unghi. Și la ce mă ajută PDF-ul ăsta 3D? Pe lângă vizualizare, pot să măsor pe el dimensiuni. Deci asta fără să am alt planul instalat, fără să cunosc alt planul. Dacă am primit PDF-ul 3D, pot să fac măsurători, să merg în instrumente, de exemplu, și cam un instrument este aici, e undeva să măsurați pe PDF. Nu mai știu acum. Găsesc eu. Cred că în vizualizare. Poate îl găsiți voi. Deci se numește măsurare. În instrumente. Comentariu. Semnare. L-ați găsit? Da, exact. Măsurare. Faceți click și acum puteți măsura. Deci aveți instrument măsurare și pot să măsor grinda asta. Uitați, fac aici click. E exportat în unități, adică are 0,3 metri. Aici am 0,6. Încă nu. Încă nu s-a ajuns la nivelul să trimiți modelul 3D pe șantier. Deci, din păcate, încă se fac planșe. Deci, BIM-ul ar căuta să dai constructorului modelul 3D și-și detaliază el cum vrea. Fiindcă tu ai pus exact armăturile, ți-ai verificat, ai trimis modelul, își face planșe după cum dorește. Asta e un vis al BIM-ului. Încă nu este implementat așa. Cum? Au început să ceară, într-adevăr. Păi, ce anume? Să? Exact. Și dacă lucrați în AutoCAD? Păi da, asta zic. Deci un program 3D. Că altfel. Da. Și vedeți că, practic, tehnologia e făcută. Nu e un efort să dau un PDF 3D, că totuși ați dat click dreapta, export PDF, nu puteți zice ce ați muncit. Dacă e prost modelul, asta e vina voastră, adică e parte de inginerie, că nu e bună clădirea, dar programul a făcut ce i-ați spus, că e totuși un program de desen, de modelare, nu e cel de calcul care n-a să mai intervină și pe partea aceasta de capacități.
Dar vă dați seama că piața triază, adică puneți-vă în locul șefului de șantier sau a dirigintelui, primește de la 2-3 proiectanți, primește modele 3D și de la alții nu. Păi eu o să zic că băi, preferă să-i dea celui care îi dă 3D. Aceeași discuție o să fie la fasonarea de bară. E foarte greu să faci de mână listă de fasonare. Faci extrasul, dar să ai fiecare bară scoasă. Să o dai sub formă de caiet, ca ei să-și îndoaie barele, să nu mai deschidă planșele. Pentru că ei, dacă nu au asta, trebuie să plătească un om să le facă treaba asta, să le culeagă. Și în program mai economisiți treaba asta. Deci o să ajungă constructorii să impună, fiindcă îi obișnuim, adică dacă ei verifică foarte ușor, nici nu-și cumpără vreun program, nici AutoCAD-ul nu le trebuie să facă asta, tot o să vă ceară. Și de asta am zis să facem cursul. Și voi cumva sunteți generația BIM, că acum intrăm cu cursuri și vă formăm din facultate să plecați așa. Și aici vin avantajele. Deci, într-adevăr, ne-am bătut capul să facem modelul 3D. Ne-a luat ieri aproape jumătate de zi, 2-3 ore, deci am muncit, nu putem să spuneți că nu. Dar avem cantități, avem modele 3D, le poate naviga. Gândiți-vă cât de bine este pentru voi că deja puteți lua un avans. Deci deja beneficiarul are un ordin de mărime pe unde se învârte cu cantitățile. Deja înțelege ce îi faceți, ce îi construiți. O poate da bani și apoi urmează parte de detaliere, să detaliez concret pentru execuții. Dar am foarte multe informații pe care mă ajută programul. Am produs ceva pe care să cer bani. Ok. Deci vă place PDF-ul 3D. V-am zis, o să fie în curând, o să spun domnul inginer, o să fie o cerință treaba asta, să dați și modelele. Păi și la tine, cu metalul, dacă ați avea modele 3D, verificați mai ușor. Da, dar dacă ar fi să alegeți, să vină la voi, care sunteți producători, vine un beneficiar și spuneți, fă-mi o hală. Voi cu ce proiectant ați lucrat? Cu cel care vă dă 3D. Și atunci, de aici vine o diferență, adică... Deci vouă în fabrică, dacă vă dă modelul 3D, voi ați putea să nu aveți avea nevoie de planșe. Deci voi îi produceți piesele, el pentru șantier trebuie planuri de montaj și na, ansamblurile să fie definite, să știe ce se face în fabrică. Dar dacă ar fi să-i livrați doar plăcuți, ai direct modelul 3D, scoateți din el CNC-uri și astea sunt piesele. Ok. Deci pe beton poți să tot ceară, fiindcă acum ce să zic, și arhitecții încep și ei să lucreze în programe 3D, nu mai sunt așa îngrădiți de vedere în spațiu, fac proiecte ambițioase și vor lucra cu ingineri care poate să facă față proiectelor ambițioase. Deci gândiți-vă că dacă ați primit modelul 3D de la arhitect, e mult mai ușor că el poate lucra în orice program 3D, îi import modelul, lucrez direct pe el. Ce corelare să mai fac? Doar dacă face modificări, dar altfel e exact tema lui, cu coordonate, cu totul poziționat. Bun. O să închid PDF-ul acesta.